Bună dimineața, dragii mei, și bine v-am regăsit aici, la Dale Dimineții, la Hunedoara 1 TV. Dacă sunt cu ochelarii pe ochi, înseamnă că urmează să citesc, că eu nu-i port decât atunci când vreau să citesc ceva. Va fi mult de citit în această dimineață, pentru că, așa cum am dezvăluit ieri, alături de mine vine în această dimineață, a venit deja un om deosebit, care, nu știu, are ceva să ne spună, nu știu ce vrea să ne spună, dar vom urmări împreună ce are de spus despre poezie, proză, scriptă, slovă, nu știu. Bună dimineața, domnule Dumitru Tâlbescu, și bine ați venit la Dale Dimineții. Mă bucur să vă văd și să mă prezint în fața adevenilor, care, mă rog, sper să fie destul de matinal ca să ne asculte. Și cine nu ne ascultă acum la prima oră, să știți că emisiunea este live pe Facebook și pe YouTube și poate fi văzută și mai târziu în cursul... Și de la birouri. Și de la birouri și în cursul zilei de astăzi, mâine, poimine, când doriți dumneavoastră. Dragii mei, rămânem în martie încă, pentru că e 20 martie astăzi, o lună deosebită, spun eu, o lună care e aproape de sufletul meu. Aici intru puțin în contradicție și știu că sunteți câțiva dintre dumneavoastră care o să spuneți: minți, că tu iubești Crăciunul. Adevărat, iubesc Crăciunul și iubesc acele sărbători minunate de iarnă care nu pot fi comparate cu nimic, dar iubesc la fel de mult luna martie. Și nu doar eu iubesc luna martie, pentru că se pare că mai sunt oameni care mi împărtășesc această bucurie, această iubire. Niște oameni pe la UNESCO, acolo, nu știu cine e UNESCO, presupun că dumneavoastră știți, pentru că cei de la UNESCO în 1999 au hotărât că 21 martie e Ziua Internațională a Poeziei. Deci ei iubesc frumosul, că nu poți să pui Ziua Internațională a Poeziei într-altă lună decât în luna martie, corect? Corect. E cea mai frumoasă lună. Pentru că începem cu iubire de la 1 martie și sacrificiu și o tot ducem așa, ziua femeii, iubim frumosul, până și ziua bărbaților, e tot în martie dacă stăm să o luăm așa. Deci tot ce e frumos, tot ce e renaștere, tot ce e binecuvântare vine odată cu renașterea naturii. Că zicem ne naștem în fiecare zi sau renaștem în fiecare zi, nu știu, dumneavoastră ce părere aveți? Ne naștem în fiecare zi dimineața sau renaștem în fiecare... Renaștem. Renaștem? Este opinia mea. Da. Pentru că odată născuți, fiecare zi aduce o altă experiență și atunci ne renaștem în altă lume, cu alte idei, cu alte gânduri, cu alte cunoștințe. Deci nașterea primordială aduce venirea, așa cum finalul imprevizibil duce la un sfârșit pe care nu-l bănuim. Dar fiecare naștere aduce în fiecare zi altceva, după cum știm și după cum am simțit. Așa și luna martie. În fiecare zi naște altceva, aducând nașterii anterioare noi stări și noi informații, noi cunoștințe, noi întrebări pe care căutăm să le rezolvăm în ziua următoare, când renaștem. De practic, somnul ăsta nu e decât o odihnă a creierului și o sedimentare a ceea ce simțim în ziua precedentă și până atunci, și la trezire parcă renaștem. Sau chiar renaștem. Eu cred că renaștem. Sunt de aceeași părere. În momentul în care ne naștem, atunci când venim pe lume, spun unii mai deștepți, așa, care au găsit răspunsurile, spun că ne naștem zero și că tot ceea ce acumulăm de-a lungul vieții e ca o bandă pe care începem să scriem. Acum,
noi în fiecare zi nu ne naștem pentru că venim cu amintirile imediate ale zilei precedente și dacă nu rezolvăm problema din ziua de ieri, încercăm să o rezolvăm astăzi și dacă nu o rezolvăm astăzi, mergem în viitor și ne gândim care va fi rezolvarea. Și da, rămân la idee, aici sunt de acord cu dumneavoastră, că nu ne naștem în fiecare zi, renaștem în fiecare zi pentru că păstrăm amintirile din ziua precedentă, din păcate. Și încercăm să renaștem mai curat și mai pur decât în ziua cealaltă. Aici e de discutat. Adică și unii așa fac. Putem să facem o adevărată telenovelă, aș vrea eu să cred că asta are multe episoade, în genul la Tânăr și Neliniștit și am putea să facem o colaborare pe termen lung cu domnul Dumitru Tâlvescu și să rugăm să se trezească mai des, așa cu noi, că se trezește oricum foarte de dimineață, mi-a împărtășit asta, pisicii sunt cauza, dăm din casă și poate că veniți mai des la Dale Dimineții, pentru că cu siguranță vom avea subiecte să le aducem în sufletele telespectatorilor. Vreau să dau citire unui mesaj care m-a impresionat. Multe mesaje mă impresionează și vă mulțumesc, dragii mei, pentru toate mesajele pe care mi le trimiteți și rând pe rând fiecare dintre dumneavoastră veți ajunge cumva sub o formă sau alta la Dale Dimineții. Dar un prieten al emisiunii, Dorina Olariu, îl salutăm pe domnul Olariu pe această cale, a postat ieri un lucru, a făcut o postare pe sufletul meu și vreau să-i dăm citire. Dimineață, la ceasurile 7 fix și vă asigur că nu dați chix, când vă veți deștepta, pe Hunedoara 1 de veți intra, aveți ocazia să ascultați a sa poezie și tot ceea ce domn Mitică scrie. Care domn Mitică? Vă veți întreba? Și cine e domnia sa? Vă spun tot eu. Este maestru, poetul, scriitorul Dumitru Tâlvescu. Vă mulțumim, dragii mei, frumoasă postarea domnului da. Olariu. Eu îl păstrez aici alături de mine în fiecare dimineață. Am vrut să întreb. Da, e de la sursă. Mi-a fost dăruită într-o emisiune. Frumoase vorbele domnului Dorin Olariu. Se pare că vă cunoaște destul de bine. Este membru în asociația pe care o conduc și este unul dintre cei mai activi dintre noi. Și un om bun la toate, a răspuns la absolut toate acțiunile, scrie foarte frumos și poezie, se vede și în mesajul ăsta trimis și... Și într-adevăr, este unul din oamenii care am reușit să îi aducem în asociație lângă foarte mulți alții. Suntem 68 până acum și vorbim despre asociație poate un pic mai târziu. Sau... În cursul emisiunii avem o poezie de la domnul Dorin Olariu. Eu aștept momentul ăla, știți, eu vă spun în fiecare dimineață că vine acel moment în care Dumnezeu zice, acum e momentul și va veni acel moment în care să vorbim despre Dorin Olariu, poetul. Am vorbit despre Făuritorul, dar vorbim și despre restul. Mereu găsim motive să ne întâlnim cu oameni minunați, așa ca în această dimineață. Acum, dar la Dale Dimineții vorbim despre omul în general care vine aici. Despre Dumitru Tâlvescu va fi foarte greu să descoper lucruri pe care dumneavoastră nu le cunoașteți și sunt fer convinsă că nu există hunedorian, asta cu siguranță, și nici oltean care să nu știe cine e Dumitru Tâlvescu. Și mesajele curg și începem cu mesajele scrise de telespectatori. Rosana Olșanski și ne spune, ne scrie și e și live, o salutăm și o iubim. Daniela Enia, o zi frumoasă. Ioana Tatiana scrie așa: bună dimineața, salutări domnului Dumitru Tâlvescu, mult succes în tot și în toate, să fim fericiți și să fericim în jurul nostru.
Alina Monica Cărmăzan ne spune bună dimineața. Roxana Oșanscri ne scrie bună dimineața, salut prezența domnului Dumitru Tâlvescu. Constantin Pandia ne scrie bună dimineața, oameni frumoși și oameni de calitate. Vă salutăm, dragii mei, pe toți și vă mulțumim că sunteți live alături de noi, ca în fiecare dimineață. Domnule Dumitru Tâlvescu, facem un remember, pentru că dacă greșesc vă rog să mă corectați, așa cum am spus și înainte să intrăm în direct. V-ați născut pe 21 mai, nu spunem anul, la Brașov. Nu, în 4 mai. În 4 mai. E o greșeală. 21 mai e ziua poeziei. 21 martie e ziua poeziei. V-am spus eu, asta e frumos. Deci v-ați născut la Brașov. Da. Și ați plecat din cetatea Brașovului. Forțat de împrejurările de familie și am ajuns ghiciunde la Deva. Ce frumos! La Deva, unde am deschis într-adevăr ochii, pentru că aici am făcut și câteva clase primare. Și am rămas cu nostalgia locului întipărită pentru totdeauna, aș putea spune. Din nou o întâmplare de familie a făcut să ne mutăm de aici, la Târgu Jiu, unde mi-am urmat cursurile școlii generale și apoi liceale. Și aș putea spune că a fost perioada care m-a format și ca individ și ca scriitor, să zic, pentru că tot de atunci am început să și scriu. Acolo, la Târgu Jiu, este un mediu cultural extrem de puternic și de bogat, cu niște scriitori foarte cunoscuți, nu numai local, ci și național, scriitori de marcă. În cercul lor am crescut și am crescut cu ei, până când m-am întors la Deva, unde am găsit iarăși oameni admirabili în domeniul culturii. Însă am fost frapat de o ușoare divergență între aceștia și o neînțelegere între ei pe care nu mi-am putut explica, pentru că din punctul meu de vedere un intelectual și mai ales cineva care scrie trebuie să fie un pic deasupra mentalității generale și n-am suportat invidiile, răutățile, micile șicane pe care și le puneau, nu zic cine, de parcă cineva voia să ia locul sau să obțină mai multă glorie decât ar fi avut altfel. Și tocmai de-aia mi-a venit ideea acestei asociații în care să găsim, spre a forma acest nucleu care deja e format, oameni care năzuiesc nu atât spre confirmare artistică, cât pentru a aduce prin ceea ce scriu sau prin ceea ce fac, pentru că sunt și pictori în asociație, și muzicieni, și fotografi, sau pur și simplu oameni care iubesc cultura. Iar ședințele noastre nu fac decât ca să îi promoveze în cadrul acestei asociații. Avem și o pagină pe internet, avem și un grup. Și mulțumită bunei colaborări pe care o avem cu Biblioteca Județeană și cu Consiliul Județean, cărora le mulțumesc direct acum, am reușit să avem o revistă a asociației în care, fără excepție, cei care trec un pic de furcile caudine ale unei cenzuri de calitate pot să scrie și să publice. Am rugat pe domnul Tâlvescu să-mi trimită o scurtă descriere și ceva din ce își dorește să promoveze și mi-a trimis o singură poză. Rosi, când poți, te rog să o afișezi. Piedestal. Anul 1, numărul 2, 2023. E revista de cultură și artă despre exact, care da. Vorbim. De ce piedestal? Pentru că piedestal este egal pentru fiecare. Important este să poți ajunge acolo și să și rămâi și să te înalți. Ce ar trebui să facă un om pentru a ajunge pe piedestal? Să aibă empatie pentru toți ceilalți, să aibă calități care să-l deosebească de ceilalți și să poată, prin modul lui de a se manifesta,
să creeze ceva util celorlalți fără să aștepte răsplată. Frumos spus, nu, eram curioasă, am vrut să vă scriu în momentul în care mi-ați trimis poza și am zis o să întreb în emisiune, că mereu facem lucrurile altfel aici. Mi-a spus așa, foarte, cred că cel mai greu e să vorbim despre noi și încă o dată mi-am confirmat asta. Scriitor, președinte Asociația Oamenilor de Cultură și Artă din județul Hunedoara, și de când a venit tot încearcă să ne spună despre asociație. E importantă pentru dumneavoastră? E important să țineți oamenii de cultură la oaltă? Este foarte important, pentru că altfel se pierd. Sunt atâtea piedici în calea celor care scriu, celor care vor să facă ceva din pasiunile lor ca să ajungă la ceilalți, încât dacă nu sunt afiliați la o asociație care este interesată să-i promoveze, n-au nicio șansă să dovedească într-adevăr celorlalți că sunt un pic altfel și acced spre piedestal. Deci nu e suficient să scriem bine, să ajungem pe piedestal, trebuie să fim și buni, ca să, la suflet, presupun, să reușim să trecem dincolo de anumite frontiere. E o legătură fără de care nu se poate. Iubitor de cultură și artă, asta deja știm cu toții, în toate formele de manifestare, iubește pisicile, v-a spus, dar iubește și câinii. Nu, îi plac câinii, cuvinte bine alese. Presupun că e cu tâlc, lipsesc ghilimelele la câini. Detestă prostia, iubește libertatea, natura, grădina, florile, drumețiile, excursiile cu tematică culturală. Dorește ca pe viitor, dacă și atunci vom avea oameni politici și atât, măcar să aibă consilieri deștepți de care să asculte. Mi-a plăcut, așa cum v-ați descris, sunt foarte puține cuvinte, pentru că puteați să spuneți atât de multe despre dumneavoastră. Am vrut să vă pun o întrebare, dar cred că renunț, că eu vreau să vă întreb care e iubirea mai mare, pentru cifre sau pentru litere? Dar cred că am deja răspunsul. Evident, pentru litere. Cifrele au fost doar o conjunctură și care nu are legătură cu formația mea, pentru că eu sunt de formație un umanist. Am terminat liceul la secția uman și mă pot bucura și mă voi bucura toată viața asta și celelalte, dacă vor mai fi, de faptul că am avut niște profesori excepționali. Și cred că în formarea unui individ, indiferent de caracter, un profesor bun poate să modeleze în așa fel încât să facă din neom om. Din neom om. Profesorii mei au terminat în perioada anilor 40 și aveau doctorate pe temiri unde afară, și cea mai mare admirație am avut pentru profesorul meu de franceză, îl chema Gaman, a avut un doctorat la Sorbona, un om extraordinar și care mi-a insuflat pasiunea pentru limba franceză. Pasiune care a dus apoi să fac niște cursuri de comerț exterior și să lucrez într-o întreprindere de comerț exterior fără să abandonez literele, și mi-a dat șansa vieții mele. Aceasta, faptul că am cunoscut și cunosc foarte bine limba franceză, am lucrat în mediul acela. La un moment dat, consilierul de relații a venit și a zis: tu ce limbi străine știi? Asta și asta, mai înveți una care, italiană, că mi era foarte aproape de franceză. Și după, lucram pe relația Fiat, unde erau foarte mulți tehnicieni italieni și mi-a fost foarte ușor ca să comunic cu ei și să îmi îmbogățesc așa. Apoi a venit varianta frumoasă a lui 89, pe care am crezut-o frumoasă și m-am și implicat un pic acolo în acele momente care au schimbat totul,
Și, mă rog, în relativa asta libertate, când au apărut băncile, am dat examen pentru Banca Comercială și faptul că am știut limbile astea străine m-a propulsat într-un sector pe care l-am învățat din mers, ca să spun așa. Toate le înveți din mers și la locul faptei. Și din aproape în aproape am ajuns și un om al cifrelor, amestecând cifrele cu literele, dar mai mult însertar literele, până când am avut o clientă pe Paulina Popa. Și din vorbă în vorbă i-am zis, uite, și eu scriu, am dat un pachet de poezii și a venit după câteva vreme, bine, dar tu scrii foarte bine, pune-le pe hârtie, hai să le publicăm. Și atunci am început. Mi-a publicat 3 volume de poezii, apoi au apărut și altele și încet, încet alte edituri. Am preferat să public și la alte edituri, pentru că dorința mea de a fi membru al Uniunii Scriitorilor s-a lovit și de niște criterii pe care cred că le-au afișat un pic arbitrar. Au condiționat numai anumite tipuri de edituri să apară cărțile și am ajuns și membru în scriitorilor. Acum aștept să apară o 15-lea volum al meu, tot un volum de poezii. Și mă pot considera împlinit din punct de vedere al dorinței mele de a accede pe un piedestal. Încă n-am ajuns, dar sper să nu mai am mult. Nu știu dacă alege cineva să ajungă acolo pe piedestal. Rosi, nimic nu e întâmplător, să știți că n-am pregătit material. A pus volumul alb. Nu știu, Rosi, bună dimineața, tu începi să-mi citești gândurile, deja ești vrăjitor. O poezie, dacă nu greșesc, din acest volum mi-a atras atenția, mereu știți, arunc așa o privire și undeva simt eu că trebuie să mă opresc. Și cred că poezia Dumnezeu, cu semnul întrebării, din acest volum. Am scris, cred că 1000 de poezii, vreau să spun că nu le țin chiar pe toate. Dumnezeu și semnul întrebării. Dumnezeu ne pune zilnic la încercare, de undeva de sus sau de niciunde oare? Zâmbind ușor, el lasă răului domnie ca să despoaie oameni de frică și armonie. În drumul lor haotic, plin de ocări și rele, ei pustiesc biserici, le pun zăvoare grele, într-un deșert întins adaugă un zbor, în zbor speranțe, spre șarpele cel negru ce are în priviri gloanțe, mai fac un semn la Domnul și mușc adânc din zile, când ploaia alungă în zare, doar vise inutile. Nu cred că aș putea găsi o poezie mai reprezentativă despre ce încerc eu să fac în fiecare zi. Dacă nu greșesc, este volumul alb. Mai e ceva acolo care m-a impresionat în cariera dumneavoastră și să ajungem și acolo, pentru că colegele mele Petronela Tămaș și Nicole Ebner au scris foarte mult de-a lungul timpului despre activitatea dumneavoastră literară. Așa e când ai ochi și amintiri da, din Nicolo, trecut. Da, dragă prietenă. Da, am văzut. Descria la un moment dat într-una din articolele scrise despre Dumitru Tâlvescu, despre alte activități decât poezia. V-ați implicat și în viața activă a oamenilor la un moment dat. Să revin la poezia pe care ați citit-o. A fost în urma unui documentar pe care l-am văzut la televizor despre bisericile din Olanda, care erau transformate în cantine, în adăpost pentru oameni săraci. Și mi-am adus aminte și de bisericile pe care le văzusem în Franța când am fost în câteva rânduri și erau toate pustii. Sau erau închiriate pentru diverse activități care nu aveau nicio legătură cu biserica, cultul respectiv. Da. Și a fost așa ca un fel de răzbunare această poezie.
sper să fi plăcut. Dar nu-mi place să vorbesc de implicările mele în alte activități decât cele culturale și ceea ce am făcut, am făcut-o pentru că am fost aproape oripilat de ceea ce se întâmpla pe vremea aceea în anii 91, 92, 93, Nicol știe bine, în casele de copii. Și, mă rog, ce am reușit să fac, am sperat și cred că am reușit într-adevăr să le aduc un pic de mângâiere sufletească și sporte, alimente și haine, pentru că am angrenat foarte multe cunoștințe care au venit alături de mine și am reușit o lungă perioadă de timp sâmbătă să luăm acasă 1, 2, 3, am luat și 4 copii ca să-și petreacă weekendul. Rămânem la 89, 1989, ați zis că cumva v-ați implicat. Ce a simțit Dumitru Tâlvescu în acea perioadă? Indiferent de ce s-a întâmplat sau ce, din punct de vedere politic, calea pe care a ales-o acest neam, trecem dincolo. Nu, vorbesc despre starea sufletească. În primul rând a fost o senzație de ușurare pe care nu am simțit-o aproape niciodată. Faptul că eram la curent cu ceea ce se întâmpla în celelalte țări din Europa m-a condus la un fel de regret că aici încă nu se întâmplă nimic. Când a pornit în 21, pe aici am fugit și m-am ascuns la Casa de Cultură că se încercase o mică manifestație, pe urmă ne-am adunat la fostul cartodrom acolo, în fine. Și în 22, când a început manifestația, deja vorbisem cu cei care fuseseră la manifestație și misiunea mea a fost să adun pe cei de la... Lucram la o cooperativă meșteșugărească și să ne întâlnim la statuia lui Decebalt să protestăm și de acolo ce-o fi, o fi. S-a și întâmplat. Am avut un coleg și l-am și mi-e foarte drag, îl cheamă Relu Pop. El tot meșteșugar ca și mine și a fost singurul care a avut curajul să se ducă să discute cu Pop. Fostul prim secretar, mi-a și zis, hai Dumitre cu mine, mi-a fost efectiv teamă și am zis, du-te tu că dacă nu vin 10 minute, intrăm și noi. Și mă rog, de aici multe întâmplări neplăcute care m-au lăsat cu un gust foarte amar. Din colegii mei, mulți au plecat să spargă alimentarea aia care era liceul la... așa zis, cu hotel al partidului și le-au furat hainele lui Popa, Căciula, țigările. A fost așa, a fost martor la niște imagini jarnice. Cineva, nu spun cine, nu s-a mai ridicat de pe scaunul lui Popa nu știu câte vreme. Și am fost foarte dezamăgit de chestia asta și mi-am zis, dacă ăsta este un început, nu este unul bun. Mai ales că în timpul nopții am fost cu acest Relu Pop, să spunem, patrule la intrarea și ieșirea din oraș. Și când am intrat în biroul acela unde se constituise acest fals comitet sau cum îi zice atunci, nu mai țin minte. Am avut Frontul Salvării, că tu avea 100 de denumiri. Am avut o senzație de urât și de grață, de nu vă pot spune. Și de ce? Pentru că în urmă cu o lună și ceva, făcuseră o conferință, aduseseră o grămadă de lume să vadă ce multe chestii se vor întâmpla după congres și era o masă de prezidiu foarte bogată cu persoane. Dacă vă spun, acolo, în acel FSN, erau cel puțin 3/4 din aceia care erau acolo, membrii de partid convinși, care acum a schimbat să rămâne cazul și au rămas pe funcții multă vreme și unii mai sunt și acum pe funcții din comuniști convinși, adepții ai partidului au ajuns să feseniști convinși și nu mai spun de ce alte partide. Asta a fost impactul de 89,
Și m-am adaptat. Pentru mine a fost pozitiv, pentru că vorbind de aceste limbi țăine, m-au ajutat enorm de mult să ajung în banca comercială și să fac într-adevăr o carieră acolo. Am lucrat 18 ani și am avut foarte, foarte multe satisfacții acolo și am regretul că, din păcate, 89 a făcut ca banca comercială să nu mai fie banca comercială, să fie Erste Bank și ca tot ce s-a întâmplat în țara asta. Deci binele venit atunci și deschiderea nu acoperă ceea ce s-ar fi putut face dacă plecam frumos altfel. Am fost în Serbia, din fericire, cu soția mea și ei nu au nicio treabă cu Uniunea Europeană, dar au toate magazinele posibile, ca și aici. Sunt foarte liniștiți. N-am văzut un popor mai fericit decât poporul sârb. Și mă gândeam, uite-te, dar de ce și noi acolo? Și ei pot să meargă oriunde. Nu trebuie neapărat să fie membrii în UE. Dar cine știe, istoria va pune la locul ei ceea ce trebuie. Sună fixul, de nu primim apeluri în această dimineață, dragii mei. Suntem, vă mulțumim că ne contactați în direct. Cred că e telefonul domnului Tâlvescu undeva în regie, acolo lângă Rosi. Nu e, asta e farmecul acestor emisiuni, pentru că totul se întâmplă în direct. Doar o întrebare și depășim 1989. Ați transpus în vreo carte sentimentele acelea din acele zile? În ce carte le găsim? Nu mai găsiți cartea. Nu mai găsim. Am căutat, dar o găsim pe net. Se cheamă Durmeț între oglinzi. Așa. Și acolo e povestea aproape autobiografică a ceea ce s-a întâmplat atunci și ce s-ar fi putut întâmpla dacă nu se întâmpla ce s-a întâmplat. Un volumaj pe care trebuie să recunosc că am fost ajutat să îl public și mulțumesc domnului Firțac Gheorghe pentru asta. Dar și-a apărut cred că 400 de exemplare, din care mai am două la arhiva personală. Acolo am povestit mult mai mult decât ceea ce am spus în câteva cuvinte aici. Și găsiți volumul cu siguranță la Biblioteca Ovid Densușanu, Hunedoara Deva, acolo. Aici vreau să ajung, că a zis că nu-l mai găsim, îl găsim, pentru că știu sigur că managerul bibliotecii Sebastian Bara, îl salutăm pe Seba în această dimineață, urmează să ne întâlnim cu domnia sa la Simeria astăzi. Nimic nu e întâmplător în viață și încă o dovadă, iubitor de limba franceză, astăzi la Simeria, zilele francofoniei, uite, Dumnezeu adună oameni la oaltă. Evenimentele organizate de domnul manager și echipa domniei sale de acolo, de la Biblioteca Județeană Ovid Densușanu, Hunedoara Deva, țin oamenii de cultură aproape, oamenii de litere, și tot acolo veți mai găsi, dragii mei, sunt convinsă, foarte multe din volumele domnului Dumitru Tâlvescu, dacă vreți să îl descoperiți altfel. Cifre și versuri, exact ce eu l-am întrebat, probabil veți găsi într-un alt volum. Dar un volum, nu știu, e proză, e poezie, ne spune domnia sa acum, Anul și copiii lui, și am citit despre, nu știu când l-ați scris, dar știu că prin 2019, dacă am găsit eu bine, 2009 a fost scris. De acolo, am pus un 1 în plus, da, așa e Ioana, cumva trebuie să mă fac și eu cunoscută. E un volum interactiv, da. Pe care l-am gândit ca un fel de agendă personală. Și am conceput un material despre fiecare lună în parte, văzută și în mod tradițional și în mod, ca să zic așa, tehnic, ca durată și ca formă de desfășurare.
în care s-au găsit și zilele importante ale acelei luni, un mic horoscop la fiecare lună și apoi două rubricaturi, una de evenimente ale familiei și alta, ca să ții minte zilele de naștere, în luna respectivă. Și la evenimente, a mea este aproape completată, inclusiv cu în 2023 am avut în 8 mai 14:6 tensiunea. Bine, sunt mai multe pagini în care poți să scrii absolut orice. Sau am fost în Serbia și am văzut asta, ca un fel de memento. A avut foarte mare succes cartea. Nu știu dacă mai am 5 exemplare, au fost scoase în 1500 de exemplare. Știu că și școala din Simeria mi-a cumpărat pentru ca să dea ca premiu primarului de atunci, au plăcut foarte mult ideea. La fel în Valea Giului s-au dat foarte multe și aici, în zona asta. Și mai am, cred că, 5 bucăți pentru cadou la prieteni. Ce frumos! Am citit despre acest volum, puteam să spun câteva, foarte pe scurt descris, îl găsit, tot ce eu vă spun găsiți pe Google, probleme, bă, ăla ne rezolvă toate problemele, mare parte. Dar foarte multe lucruri rămân cumva nespuse și nu e timpul foarte lung, așa cum am spus, 50 de minute, să vedeți ce repede trec, deja am trecut de jumătate din emisiune și nu vreau să scap ocazia să pun întrebare. Acum, Deva, Hunedoara, județul Hunedoara. De ce Săcărâmb? Ați ales sau ați fost ales de Săcărâmb? Imediat după 89 am un bun prieten care locuiește acolo, domnul Sitar. A fost și dumnealui o personalitate în vremea aceea. Ne-a făcut o invitație să mergem și efectiv am fost fascinat de ce am văzut. Liniștea de acolo, perspectiva care se deschidea, aerul, prima senzație pe care am avut-o a fost de foame acută, deși nu era foame când am plecat și apoi somn. Ceva deosebit se întâmplă acolo în acest Săcărâm dacă te duci la momentul potrivit. E magic. Știu că am un vecin care e preocupat de tot ce ține de fenomenele astea paranormale, ezoterice, mă rog, e un dacist, ca să zic, convins. Și a avut un prieten de la București care a măsurat energetic locurile și chiar unde stau eu a zis că este cel mai puternic încărcat loc, chiar sub Calvaria Mare, casa unde stau. Și am rămas fixat, nu, aici trebuie neapărat să am și eu un loc. Și cu timpul s-a făcut locul ăla, de care nu mă despart și pot să vă mărturizez cu mâna pe inimă că toate cărțile le-am scris acolo. În liniștea aia, în pacea aia, în aerul ăla, cu pisici, cu câini, cu găini, cu rațe, cu gâște, pe vremea când aveam și rațe și gâște și găini. Era o întrebare, fiecare spune cât dorește, da, se pare că Săcărâmb e un loc deosebit, pentru că aud foarte mulți oameni cu altă deschidere către univers, către divinitate, către Dumnezeu, care aleg de foarte multe ori acest loc pentru a medita, pentru a-și găsi liniștea, pentru a se reconecta la sinele interior. Că până la urmă, cred că fiecare om, cred eu, are acea bucată de bunătate, sămânța lui Dumnezeu. Că clar suntem făcuți după chipul și asemănarea lui, spun cărțile, Biblia și tot ce ne aduce
să spun, preoții și nu știu, cei care știu. Important este să scoatem afară. Exact. Nu ne-a fost dat trăirea, inima, sufletul, să nu o dăm mai departe. Că nu ne-a dat harul până la urmă, pe care îl primim de la Dumnezeu, ne-a dat pentru cei de lângă noi. Zic eu, poate greșesc, mă contradic. Dăruindu-i dobândii. Stancard. Așa. Știu că îl iubiți foarte mult pe Brâncuș, mi-ați împărtășit. Asta era și de așteptat, pentru că trecând prin Târgu Jiu, dumneavoastră trăind o perioadă în Târgu Jiu, numai cum să nu te îndrăgostești de Brâncuș. Iubiți arta lui Brâncuș sau îl iubiți pe Brâncuș? Că știți că aici... Nu le pot disocia. Așa, nu le puteți. Nu, pentru că citim foarte mult despre așa. El, am pătruns în sufletul lui și am înțeles de ce a reușit să creeze, ce a creat și îi împărtășesc, bineînțeles, de câte ori am ocazia, părerile despre artă și despre viață. Are și o serie de aforisme care, eu aș zice, asta ar putea face un cod de bune maniere dacă s-ar implementa cumva. Întâmplarea a făcut ca o vreme să locuim chiar lângă coloană. Acolo era jocul nostru, locul de joacă. Și după ce ne-am mutat din zona respectivă, parcul a devenit locul de joacă și crescând la fel. Deci am umblat printre toate lucrurile și apoi a venit informația despre ele. Atunci am văzut în altă lumină absolut tot ce a făcut. Și citind, și citind, și citind, și ajungând la Paris, lângă Muzeul Georges Pompidou, este reproducerea atelierului lui Brâncuș. Am stat pur și simplu ore în șir, numai privind și păsările. Și cel mai mare șoc l-am avut în momentul în care am ajuns la peretele unde avea expuse absolut toate sculele lui, de la cel mai mic fără strop până la cel mai mare, tot felul de unelte, și m-a izbit faptul că un unchi de-al meu, care era dogar, avea în atelier exact la fel expuse. Și atunci mi-am dovedit că este ceva înăuntru românilor care e unic pentru fiecare, e comun la fiecare și depinde în ce fel poți să scoți această unicitate, ce spuneați înainte, acea sămânță de Dumnezeu sărită în sufletul fiecăruia. Dacă reușești să scoți, încep să strălucești, dacă nu, nu vreau să mă gândesc. Ajungem la cei consilieri care poate vor trezi bunătatea în șefii lor, în politicieni. Până acolo, eu am avut o perioadă în care, prin prisma jobului, am avut colegi de la Târgu Jiu. O perioadă destul de lungă, de câțiva ani, 5-6 ani de zile, am mers destul de des în Târgu Jiu. Spuneau la un moment dat colegii mei că dacă îl iubești suficient de mult pe Brâncuș, plimbându-te în Târgu Jiu pe lângă operele lui de artă, ai toate șansele să-l întâlnești, că spiritul lui rămâne acolo și se întoarce de fiecare dată să-și păzească operele de artă. L-ați întâlnit vreodată pe Brâncuș? L-ați simțit vreodată? Aproape de fiecare dată, dar știți ce este mai important? L-am întâlnit aici. Îndeva. Foarte interesant. Pentru că el a venit la Ban Potoc ca să vadă cum lucrează cioplitorii pietrele lui. Foarte interesant. Da, știe ceva foarte, ce n-am știut. Foarte puțină lume știe. Domnul Rizopol de la Petroșan, care este un maniac al lui Brâncuș, a oferit această informație și pot să spun că imediat mi s-a transpus și mie senzația asta de deja viu a lui Brâncuș în zona asta. Și era absurd să nu fie, de vreme ce la Petroșan s-a făcut toată coloana și era legat de deva prin pietrarii care au făcut masa, au făcut poarta.
Coloana infinitului și trecem peste momentul Bârâncuș, rămâne ceva pentru mintea mea și probabil mulți alții își pun întrebarea, atâtea cutremure în acea zonă, nu, coloana nu e atinsă și eu întrebam mereu, cum de nu cade? Era o chestie. Și atunci prietenii mei din Târgu Jiu mi-au spus, Brâncuș e aici, ține de ea. Brâncuș e a lor și ei îl iubesc. Se pare că și dumneavoastră ați luat acest virus Brâncuș. Mergem mai departe, dragii mei, depășim momentul, ajungem din nou la Deva și ne întoarcem la începutul emisiunii. Această asociație pe care ați creat-o, o păstrați așa ca pe copilul dumneavoastră de suflet și dăm din casă, noi ne-am întâlnit la târgul de carte, dragii mei, tot prin amabilitatea domnului director Sebastian Bara, l-am cunoscut pe domnul Tâlvescu, îl știam, dar na, una e să dai mâna cu Dumitru Tâlvescu, să spui Ioana Pop de la Hunedoara 1 TV și alta e să te uiți la domnia sa impunătoare acolo la Târgul de Carte, că erați printre cei mai înalți oameni de acolo. A fost o ediție foarte bine realizată și cu succes anul trecut, în 2023. Ca de fiecare dată, dar eu pe ultimile le-am pierdut. Ba a fost pandemie, ba am fost plecată din țară, deci pentru mine a fost așa o desfășurare de energie pozitivă. Și am fost aproape în fiecare zi la târg, nu cred că am scăpat vreo zi. Ne-am întâlnit acolo și am vorbit despre un proiect. Un proiect foarte interesant care mi-a atins mintea și coarda sensibilă, sufletul. Are Hunedoara, județul, are Deva, oameni de valoare care, din păcate, nu întâmplător spun are și n-a avut, pentru că ei rămân pretutindeni și pentru totdeauna, pentru cei care iubesc. Au trecut la neființă trupul, spunem așa, dar rămâne ceva din ei. Dorința dumneavoastră, dacă am înțeles eu bine... Ați înțeles. Am înțeles. E să păstrăm cumva ceva din ceea ce acești oameni au scris și să poată... Să profităm de cei care încă trăiesc și să reușim să facem un fel de memento în care aceștia să își expună cam ce fac eu acum aici. De ce scriu, cât au scris despre viața lor, să rămână o imagine vie a celui care probabil în timp nu va mai fi. Și din păcate nu am găsit ecou așa cum am găsit pentru finanțarea revistei și nădăjduiesc că va veni momentul în care toți cei de care vorbim și care sunt încă vii și trăiesc și au făcut ceva pentru acest județ și îi duc faima mai departe, să existe cât un CD-ul undeva. Da, Eugen Evu s-a dus, domnul Grigor Hașa s-a dus, Iv Martinoi s-a dus, atâția alții s-au dus și nu avem nimic, Mariana Pândaru, nu avem decât vagi așa imagini despre niște personalități, că nu putem să spunem că au fost un nimeni. Au fost niște oameni care au dus județul foarte sus și au făcut o notă vie în poezia română. Și asta mă doare și nu numai în poezie. Sunt atâția alții, pentru că la noi în asociație sunt și, uite, domnul Medeanu vine cu plăcere să ne asculte, domnul Victor Vaida, de care probabil știți și care nu este, e un inginer, un profesionist de săvârșit, dar care scrie monografii și are vreo 3 sau 4 monografii și a făcut un muzeu la Cinciș. Nu se știe. Nu se știe, vocea noastră, rugămintea noastră este să
punem mână de la mână, măr de la umăr, că până la urmă nu știu dacă totul se rezumă la bani, se rezumă la mare parte la exact. Timp și bunăvoință. Acești oameni au plecat cu trupul dintre noi, dar încă sunt vii în amintirile oamenilor care încă trăiesc. Dacă am reușit, zic eu, să întâlnim 2-3 oameni la oaltă, la un cerc de carte, sunt ferm convinsă că s-ar găsi bunăvoință în cadrul bibliotecii județene cu costuri minime, oameni care să ne povestească despre acești oameni care au trecut neființă, cu un reportofon, totul se poate înregistra și poate fi păstrat, să spunem, exact măcar asta, amintirile exact despre acești oameni. Din fericire, ei sunt în antologii, sunt în volumele de poezii pe care le-au, sau mă rog, volumele care le-au publicat, dar o mărturie și vie, ca să zic așa, ar fi de referință. Dacă vă putem sprijini, eu personal, cu dragă inimă, sunt ferm convinsă că mai găsim oameni de bine și dincolo. Scăpați, nu o să scăpați. Dacă v-a scăpat porumbelul, acum o să profit. Da, nu așa e, facem. Eu dacă pot ajuta cu ceva, cu dragă inimă. Și putem încerca să păstrăm amintirea. Eu pot să pun întrebările în așa fel la întâlnirea cu un astfel de om încât să-mi povestească despre domnul Hașa sau despre cineva care a trăit și a făcut ceva pentru acest județ binecuvântat. Pentru că eu l-am ales, așa cum am spus, să fie casa mea, deși sunt născută în altă parte. Pentru mine Hunedoara înseamnă acasă și dacă pot să las ceva cuiva, urmașilor, ceva care poate să ducă mai departe, eu cu dragă inimă o fac. Și sunt ferm convinsă că mai găsim oameni și dincolo de camerele sunt de luat vederi. Sunt convins. Ideea asta nu este așa de veche. Am mărturisit-o într-un cerc destul de răstrâns, dar încă nu a explodat așa cum a fost cu asociația care, dintr-o dată, de la 3 oameni care am încercat să o facem, am ajuns la 68. Și o mare bucurie. Sunt convins că vor fi. E imposibil să nu fie, pentru că bunătatea și empatia, deși este împărțită în mod egal, nu toți o pot avea, dar vom găsi și oameni care se gândesc frumos, așa ca noi, la o astfel de inițiativă. Eu am o singură dorință, să încercăm să împletim un lanț din inimi, din un lanț din empatie și iubire, să reușim să trezim acea sămânță pusă de Dumnezeu în sufletul fiecăruia și să mărim, dragii mei, acest lanț, acest nu cerc, că nu vreau să se închidă, vreau să se mărească, să meargă, să ducă, să ne adunăm cu toții și până la urmă să reușim să învingem ignoranța, pentru că eu nu vreau să cred în răutate. Vreau să cred că e doar ignoranță. E bine. E pentru bine? Că răutatea există. Și suntem martori aproape în fiecare zi la gesturi mărunte care nu pleacă din ignoranță, ci efectiv din răutate. Uitați-vă câtă invidie poate să fie în jur. Câtă răutate. Toată lumea caută să câștige, să aibă, să facă, dar pentru ei. Puțin care se gândesc și la alții. Dar sunt oameni care se gândesc la alții. Puțin. O să vedeți că eu găsesc foarte mulți oameni buni în viață și nu știu de ce, dar reușesc să-i aduc aici la Dale Dimineții. Ne luăm la revedere de la Dumitru Tâlvescu. Vă mulțumesc încă o dată pentru că ați venit atât de matinal aici la Dale Dimineții, la Hunedoara 1 TV și vă mai aștept. Sper că spusele mele să fi fost înțelese și plăcute celor care ne-au văzut și ascultat. Și eu vă mulțumesc pentru invitație și vă asigur de faptul că pot veni și vin de fiecare dată când mă chemați. Deci o să ne vedem destul de des cu domnia sa, Dumitru Tâlvescu. Între proezie și proză au rămas foarte multe întrebări nespuse. Care e unealta preferată? Pixul, creionul sau stilou? Mai avem stilou, eram convinsă. Dar asta într-o altă emisiune. Cât e proză, cât e poezie în sufletul domniei sale, asta iar rămâne o poveste nescrisă și nespusă. Dar ne vom revedea în curând cu domnia sa.
Mâine dimineață nu vom fi aici live. Ne puteți urmări, dragii mei, pe micile ecrane, acolo rămânem cu o poveste de viață scrisă, spusă de John Pârva. În online ne vom revedea vineri dimineața. Și cum nimic nu e întâmplător și cum Dumnezeu e alături de noi și cum Dumnezeu adună oameni buni, așa cum am spus, vineri dimineața alături de mine aici la Dale Dimineții o femeie care șterge lacrimi la propriu de pe obrajii copiilor și de pe obrajii persoanelor în vârstă. Pentru noi copii abandonați, pentru noi bătrâni care ne încurcă viața, pentru ea oameni deosebiți care au ajuns la un moment dat în viață când au spus am nevoie de ajutor. Alături de mine aici, Gianina Young, Direcția Generală de Asistență Socială și pentru Protecția Copilului Hunedoara, managerul acestei instituții. O instituție care are uși și ferestre, dar dincolo de ele sunt oameni. Sunt oameni care șterg lacrimi. Ce fac ei zi de zi? Vom afla vineri dimineața, aici, la Dale Dimineții, la Hunedoara 1 TV. Până atunci, eu pot să vă spun simplu. Vă iubesc, iubiți și voi. Și dacă iubiți, arătați asta. Dați mâna celui de lângă voi. O zi minunată! We'll be right back.